Vecinii au intrat în panică după ce președintele asociației de locatari care locuiește la etajul 2 a auzit câteva bușituri în apartament, ca și cum femeia ar fi cerut ajutor. Bătrâna în vârstă de 69 de ani este bolnavă și se deplasează foarte greu. Nu are copii, iar soțul ei este internat în stare gravă la un spital din București. În plus, menajera le-a spus vecinilor că nu i-a răspuns la ușă. Atunci, oamenii au chemat pompierii. Două autospeciale de la detașamentul Târgoviște s-au deplasat la fața locului, iar pompierii au spart geamul apartamentului situat la etajul 3 pentru a intra în casă. De dimineață a auzit bătând cu bastonul în parchet că ea își dă seama, știe cam ce ar trebui să facă, dar dacă e imunizată nu poate să vorbească prea tare. Sau... A mai venit și femeile care îi mai face curățenie în casă, menajerele alea, și i-a confirmat domnul Veică că nu-i răspunde la ușă președintelui și atunci a anunțat. Am auzit, dar am zis că s-a apucat cineva de troncănit de dimineață. Nu e greu deplasabilă și hipertensivă, e bolnavă. Din fericire, femeia a fost găsită în viață, era conștientă, dar căzuse lângă calorifer și nu a mai avut puterea de a se ridica sau de a striga după ajutor. Un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Dâmbovița i-a acordat îngrijiri medicale, însă femeia a refuzat să fie transportată la spital. Era căzută, da, căzută lângă calorifer, n-a putut să mai ridice, suferind și de o coxartroză. Refuză transportul la spital. În prima fază s-a intenționat spargerea ușii, având în vedere imposibilitatea deplasării și neavând cine să rămână în spațiu deblocat, s-a acționat din exterior cu autoplatforma, intrând pe geamul exterior. Bătrâna a rămas acum în grija vecinilor.